palpabilă. Mi-a promis data trecută doamna doctor Ana Maria Apostol că vorbim un pic despre sfărăit și vorbim mai sincer decât pe TikTok. De ce? Pe TikTok există oameni, mai ales doamne, chiar din sfera orele, care te asigură că o vizită, maxim două, pe la dânsele prin cabină, te scapă de sfărăit. Dar nu e chiar așa. Eu studiez problema asta pentru că de când m-am căsătorit, na, tot singur, acum chiar mă și aud în mod ciudat. Și v-am întrebat și mi-a spus, Dani, s-ar putea să fie de la nas, dar mai sunt și alte cauze la care eu, ca orelist, nu mă pot băga. Poate alt medic sau poate tu singur. Hai să le luăm pe rând. Nasul. De ce sfărăi de la nas? Din cauza obstrucției fluxului de aer. Sfărăitul, ce înseamnă sfărăit? Este un zgomot pe care face fluxul de aer care trece până în plămâni. Și e o cale lungă a aerului să ajungă până în plămâni, să aducem oxigen în corpul nostru. De aici, de la vârful nasului până în plămâni, ia uite ce cale lungă este. Păi, văzut că mi-ați băgat o daia atâta și n-ați zis nimic. Doar nasul este, are 10 cm, dar mai departe se duce prin faringe, în laringe, în trahee și în plămâni. Deci sunt mai multe zone prin care trebuie să treacă acest aer. Cu cât tunelul, hai să vorbim că este, să vorbim de un tunel, cu cât tunelul prin care trece aerul este mai larg, nu-l simțim, nu-l auzim. Dar dacă tunelul acesta este strâmt, îl auzim. Și a pereții acestui tunel vibrează. Și vibrațiile pereților dau acest zgomot, sfărăit. Și în primul rând dăm de nas. Aerul trece printr-un spațiu care în general poate să fie larg, dar nu, este strâmt. Din ce cauză? Din cauza unei curburi a peretelui median de cele două fosse nasale, din cauza unei deviații de sept, cu care de ce mai multe ori te naști, dar pe lângă această deviație de sept, nasul se mai înfundă progresiv din cauza rinitei hipertrofice, din cauza unor structuri interioare nasului care cresc, cornetele nazale. Da? Dar avem o problemă. La un an de zile, acest nas înfundat se poate rezolva de către medico-orelist, de ce mă întorc chirurgical. L-am rezolvat, este totul minunat, el respiră minunat. Dar vine la un an distanță la mine, la control, și îmi spune, doamna doctor, eu tot sfărăi. Și într-un fel mă ceartă pe mine că de ce tot sfărăie. Și atunci îi explic celelalte cauze care pot cea la sfărăit, care sunt rezolvate doar de către el. Da? Ați adus aici să-mi fac temele, zici că sunt la școală. Deci nasul e nas, bun. Da. Dar și obezitatea. Dar ce are grăsimea de pe corp cu grăsimea din cap? Obezitatea este factorul cel mai proeminent, este cauza cea mai mare de a da sfărăit. Da, gra și sfărăie mai tare. Am văzut în toate taberele, așa e. Da. Dar de ce? Pentru că, uite, avem aici un desen. Da? Da. În care avem capul omului, trece aerul prin nas și în spatele, se duce în spatele nasului și coboară spre faringe. Dar aici, între nas și faringe, avem o luetă, avem un văl palatin și omulețul, da, care de cele mai multe ori el trebuie să fie destul de strong, destul de puternic și se duce mai jos și mai avem aici jos epiglota, un cartilagiu care ea trebuie să fie deschis în timpul respirației și se duce spre trahee în jos. E, pereții acestui tunel sunt musculoși, sunt musculari, au musculatură în interiorul lor. Dacă musculatura este puternică, ține acest traiect deschis. În timpul somnului ce se întâmplă? Această musculatură se relaxează. În faza REM a somnului, musculatura paralizează și pur și simplu nu ne mai mișcăm deloc. Și atunci acest traiect are obiceiul de a se închide. Și dacă se închide, aerul care trece foarte puternic pe acolo dă acest zgomot sfărăit. Păi și ce treabă are cu grăsusul? Ce treabă are cu grăsusul? Grăsimea care este pe burtică este și pe acest perete. Și nu mai atât de musculos, cum zice. Nu mai este atât de musculos și vine din exterior. Și mai gros peretele. Da, și mai gros peretele și atunci subțiază acest perete. Și mai ales greutatea, vine aici, uite, avem limbă și aici, în spatele limbii, avem o amigdală la baza limbii și aceasta se îngroașă și ea și limba se îngroașă. Deci tot țesutul muscular care este pe acest tunel se depune grăsime în interiorul lui și crește și pereții se îngroașă și lumenul se subțiază și fibrează mai tare. Am și tu dacă nu faci sport, apropo de obezitate, omul care este gras nu face sport, da? Corect. Intră într-un cerc vicios, n-are chef, nu are... Și atunci musculatura este relaxată, mult mai relaxată și atunci acest zgomot se aude mai tare. Deci sfărăitul va crește. Nu avem mult timp, la mine costă mult întâlnirea cu mine. Poziția de somn în pat. Da.
Păi, ia uite aici. Da, asta nu se poate când regla. Ne punem, nu, când ne punem pe spate, atunci se relaxează limba, se duce și mai în spate și epiglota și omulețul se duc spre posterior și se închid foarte de-aia mult acest spațiu. De ne rotesc pe o parte. Da, de da, aceea e foarte important dacă vrei să eviți sfărăitul, să nu mai dormi pe spate, ci pe părți. Alcoolul. Ce treabă are alcoolul cu sfărăitul? A patra cauză foarte importantă. Alcoolul sedează. Este sedativ. Așa. Și atunci ajută și el la paralizia acestor mușchi care trebuie să țină acest tunel adică deschis. Adică nu știi de tine. Nu știi de tine, dar nici musculatura nu știe. Și atunci, tu când dacă vrei să intre aer în tine, tu trebuie să ai musculatura foarte dinamică și să țină, să țină pereții trași înspre exterior, ca lumenul să fie mult mai larg. Și atunci alcoolul sedează și se relaxează și lumenul se îngustează. Fumatul. Fumatul, de asemenea, inflamează țesutul acesta. Mucoasa și această musculatură, acești pereți, sunt inflamați și sunt mult mai relaxați și vin în interior și se îngustează acest lumen. Și nu în ultimul rând, vârsta și poate sedentarismul. Da, pentru vârsta, pentru că se relaxează iarăși musculatura. E clar că ești mai moale. Și, sedentarismul la orice vârstă? La orice vârstă sedentarismul, că vorbeam de sport. Deci dacă vrem să avem acest sfărăit, acest zgomot mai ușurel, ca de pisică, nu ca de motan, atunci trebuie să facem sport ca musculatura gâtului să fie foarte tonică și să țină acest perete deschis, care în timpul somnului el are tendința să se închidă, pentru că se relaxează musculatura foarte tare. Și cu cât ești mai sportiv, musculatura ta este mai tonică și în timpul somnului se relaxează mai puțin. Dar ca concluzie, ce aș vrea să știu că la sfărăit, de ce este foarte important să știm omul cât de tare sfărăiește, ce este foarte important să rezolvăm acest sfărăit? Nu pentru partenera, ci pentru tine este foarte important. Că dacă tu sfărăi foarte tare, ce înseamnă? Înseamnă că în corpul tău intră mai puțin aer, un flux de aer mai puțin. Și atunci nu mai ajunge acel oxigen de care avem nevoie să supraviețuim, nu mai ajunge în creier, nu mai funcționează creierul cum trebuie și te trezești obosit, cu tulburări de memorie, de concentrare, îți crește tensiunea, glicemia, ai diabet, zahara și hipertensiunea arterială. Și nu știi de la ce. Și nu știi de la tu, ce. De fapt, din nu te cauza oxigen. Acestei insuficiențe respiratorii. Da? Mulțumim tare mult. Există un test, noi l-am făcut împreună, mi-a deschis și mie ochii, doamna doctor mi-a arătat cum e să ai de adevărate la toate căile mai deschise, este ușor invaziv, nu pot să zic, mergeți la orele, dar se poate, ca atunci când ești răcit, cu niște picături mai strong, să ți se demonstreze că poți avea nasul altfel. Și credeți-mă, 3 ore parcă ești pe asteroizi, ești, nu știi de la ce ai ta energie. Ți s-a deschis ceva ce aveai oricum, dar țineai închis, din diverse motive. Mulțumim tare mult, eu am și zis soției mele, cum am acuzat iară, că uneori când vin foarte obosit de la antrenament, în praf, pădure și așa mai departe, zice că am tot trează toată noaptea.